dragi prieteni, și bine ați revenit la un nou vlog! Astăzi vă voi arăta top 10 idei pentru a salva planeta. Soluții bune pentru a economisi energia. Ideea numărul 1. Fiecare copil trebuie să planteze un copăcel măcar o dată în viață. Ideea numărul 2. Să nu aruncăm gunoaiele pe jos pentru că sufocăm planeta. Economisim. Ideea numărul 3. Să economisim energia și să stângem lumina când plecăm dintr-o cameră. Ideea numărul 4. Să înlocuim becurile simple cu becuri econome LED. Să mergem mai mult pe jos și cât mai puțin cu mașina. Sau cu bicicleta putem să mergem cu tot facem spor la picioare. Ideea numărul 6. Să călătorim mai mult cu transportul public. Ideea numărul 7. Să înlocuim cu cât mai posibil plasticul cu pânza. Ideea numărul 8. Să reciclăm și să adunăm maculatura. Ideea numărul 9. Nu arunca niciodată bateriile oriunde, pentru că asta dăunează grav plantelor și pământului. Aceste baterii se duc la o fabrică, se fac înapoi baterii bune. Stai. A 10-a idee este să folosim atât apă cât avem noi nevoie, pentru că ea este în continuu scădere. Apropo, încă o idee interesantă, să vă faceți biroul vostru lângă geam, ca să vă vină lumină naturală. Dacă vom respecta aceste reguli simple, planeta noastră va fi mult mai frumoasă și mai curată. Prieteni, cam asta a fost vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut din toată inima mea, pentru că nu vreau să avem o planetă murdară și urâtă. Vreau să avem una curată, frumoasă, cu aer curat. Nu uitați să dați un like, un share, ca să vadă și prietenii voștri, iar cu voi a fost Patricia și plantuța mea. Și voi sunt pupați!